Hei, salut, prieteni, sunt Tete și suntem în Mafia 2. Suntem în Mafia 2, jocul care mie îmi place extraordinar. L-am jucat de atâtea ori încât tot nu m-am plictisit de el, pentru că are o istorie mai șmecheră așa, acum exact în anii 40-50, când era treaba cu mafioții în America, cu italieni, cu alea, bla bla bla, cu mașini de epocă, după cum vedeți. Suntem în orașul Empire Bay, țineți minte, suntem cu clădirile alea mișto vechi, cu lumea din anii, suntem într-o iarnă foarte superbă, suntem cu mașini, numai mașini superbe de epocă, suntem în paltoane, în pălării și pistoale și costume și știți stilul ăla de modă, nu știu ce, uitați, Diamond Motors de mașini, etc. Uite traficul. Ce se întâmplă în acest moment? În stânga, adică nu la volan, în stânga mă aflu eu explic acum pentru cei care nu știu istoria mafia. În stânga mă aflu eu, ceea ce vedeți în imagine. Ah, da, am sărit fără să vreau, am sărit, deci nu trebuia să sar acolo, că n-am apăsat nicăieri, nu știu, în fine. Bine, hai să vă explic puțin. Ia uitați ce frumos ninge, oameni buni, afară este frig. Hai, salut vecine, salut, să trăiești. Deci fiți atenți, vă explic povestea pe scurt. Eu și cu prietenul meu care era în mașină și m-ați văzut și la masă un pic, cândva, acum 2 sau 3 ani în urmă, am făcut o spargere la o vitrină. Am aruncat cu piatră și am luat bijuterii. Și bineînțeles că pe mine m-a prins poliția, el a putut să fugă, a fugit cu tot cu... ia uitați aici, magazine și alea, uitați ce mișto, magazine de haine, depinde de anotimp. Depinde de anotimp, așa sunt și hainele aici, culori și alea. Da, uitați aici cămăși, încă n-au pentru că nu e vara. Așa, trebuie să mergem acasă acum. Și el a scăpat cu tot cu alea ce am zis eu că am luat, așa, cu tot cu ce am furat, așa. Și eu am luat, și eu am ajuns la pușcărie. M-am luat din pușcărie și m-am dus în armată în Italia. Bineînțeles că eu sunt un mic italian venit cu părinții cândva, de mult când eram un ciutan, pentru o viață mai bună, pentru că în America, așa cum se știa, este țara tuturor posibilităților. Și așa m-am împrietenit eu cu Joe, cu cel care am făcut furtul acela. Ia uitați, asta este mama mea, care nu m-a văzut de atâta timp. Deci după ce am făcut furtul, am intrat la pușcărie, m-am luat la armată, în Italia m-am dus pentru că era războiul acela vechi și din război mi-a dat o permisie. Deci am ajuns până în prezent. Acum, cât timp m-a luat de la gara de tren tovarășul meu Joe, mi-a spus că poate să-mi facă niște chestii false, niște acte false în care să nu mă mai întorc înapoi în armată. Ceva cu medic, că nu mai sunt apt de armată. Așa. Acum vorbesc la masă după atâta timp, după câțiva ani, după 3-4 ani, suntem în 1945. După câțiva ani încerc să... uite, aceasta este sora mea, o fată foarte frumoasă, se numește Frani, Francesca, și mama, da. Tata a murit mai de mult, bla bla bla, nu știu ce. A murit unde lucra în port de când a venit el. Așa, asta este camera mea, care de mic copil, uitați aici, ia uite, ortodox, creștin, vedeți, în Iisus Hristos, așa, camera mea frumoasă. Hai să mă pun să mă culc ca să trecem la o nouă treabă. Deci, ce se întâmplă? Așa, mă pun să mă culc și mă trezesc în următoarea zi, zice the next day. Suntem în 1945, într-o iarnă foarte friguroasă, ne-am întors și încercăm să luăm o mică vacanță. Prietenul nostru, după cum v-a spus, prietenul nostru din copilărie, ne-a promis că o să... ia uitați ce costume... ce mișto, hai să luăm ăsta cu papion. Ia să vedem.
Da, e bine cât de cât față de ce costum aveam de la armată. Ne-a promis că ne va ia să deschidem geamul. Nu ajung la geam, în fine. Ne-a promis că o să ne facă niște hârtia false, acte false de la prietenul său și să nu mai mergem iarăși în armată. Acum vorbesc cu mama mea. Mama mea este foarte îngrijorată, nu știu ce, nu știu ce, bla bla bla. Nu mai stau mult la discuții. Trecem de subiect, așa, eu vă explic pe scurt. Ieșim, închidem ușa că este mama noastră. Așa, este o casă bătrânească, închidem ușa și mergem acum pentru că mi se pare că ne așteaptă chiar el, da, chiar tovarășul nostru Joe. Nu prea mai am încredere așa. Ia, ce se întâmplă aici? Sora mea vorbește cu ăla. Hei, care-i treaba? Băi, bulangiule. A, ăsta e... Da. Ăsta e un om de-al trimis de un cămătar cunoscut care familia mea trebuie să le dea niște bani. Știi? Mi se pare că tatăl meu s-a împrumutat și a rămas bani și mama și sora mea se chinuie să-i plătească lui ăsta, nu vrea să-mi spună nimic și acum se lua asta de sora mea, gen că dați-mi bani, știi? Trimis de ăla. Ăsta e din gașca de acolo. Ia să vedem. Bang. A, dă-i mă. Ța. Hai mă, stai mă să-ți dau mă. Băi, ești tâmpit. Hai mă. Bang. Și încă una. Bravo. Și încă una. Bang, bang, bang. Hai. Bang. Deci, stai așa. Sper că nu se aude tare tastatura mea și... Am un buton space, ăsta se aude un pic mai nasol. Hai, 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 hai. Stai, 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 stai. Acum, bang. Bă, dar cât ține bătaia cu ăsta. Ai, gata. Bravo, frate. L-am amețit, l-am nenorocit. Și acum un picior în gură și l-am distrus cu tot cu dantură. Du-te-n pula mea, bă. Futu-s morții, mă, pleacă de aici. Pleacă de aici. Zice că o să regretăm treaba asta. În fine, hai să plecăm. Dar și de ce nu scrie? Eu nu știu dacă se aude acum, e un fel de probă. Hai, hai să te... De ce nu mi-ai spus că aveți așa? Nu vreau să mai spunem, nu știu ce. Și zice câți bani e de dat și Vito nu știu ce se supără într-un fel și o să facă rost de bani, știi? Hai să trecem mai departe. Așa, mergem mai departe. Bineînțeles că nu avem mașină, prietenul nostru Joe stă foarte aproape. Aoleu, uitați poliția. O, ce mișto. O luăm puțin la fugă, cu toate că ar trebui să merg mai relaxat. Uite așa, salut domnul polițist. Ei, aici e, uitați ce domnițe frumoase. Cu toate trebuie să merg mai relaxat pentru că voi trebuie să vedeți și voi detaliile cât de frumoase sunt, frate. Parcă ar fi în București pe timpul același timp, da, adică acum în 1940-50, da, interbelic se spune, nu? Tipul interbelic, da, în fine, lui ăla nu-i pornea mașina, oh, scuzați-mă, dar mă duc până la Vito, până la Joie, pardon, eu sunt Vito, uitați aici este Joie, aici stă Joie în blocul ăsta, aici se va petrece multe din acțiunile noastre, vom ajunge mereu aici să dormim aici cu Joie, pentru că ați văzut cum e la noi acasă. Suntem în Empire Bay, să țineți minte, ia uitați ce blocuri. Totuși, îmi place mult, frate, îmi place mult. Nu știu dacă o să se audă. A, mai trebuie să urc o treaptă, mi se pare. Nu știu dacă o să se audă sunetul, pentru că nu prea am de voie YouTube-ul să pun sunetul. Asta e o vecină rea care o să întreb unde stă Joey. Ea zice că Joey stă pe partea aceea. Este o vecină rea care nu-l suportă pe Joey din cauza la muzică. Ia uitați, fiți atenți acum. Fii atent fază. Cioc, cioc, cioc. Ia uite cum... Baba e rea, știi? E din aia bârfitoare de la colțuri și nu știu ce. Hei, Vito, hai. Ia-l în gură, fă. Aoleu, nesimțitule. Bine, hai să vedem. Ia uitați, frate, chiloței.
chiloței cui a lui Joe? Nu, frate, e cu femei nebunul, fii atent ce e aici. O, Joe, cât am stat eu plecat, tu te-ai distrat și... În fine, asta este, tovarăși. Ia uite ce e acolo, aia n-are chiloței. Oh, bine, hai să vedem despre ce e vorba. Trebuie să mă bage și pe mine înapoi în combinații. El chiar are nevoie de mine, Joe, știi? Ia uitați ce apartament are el, vedeți? Bang, mișto. Ia uitați, jos geamul. Unde este? Aici. Aici e strada pe unde am venit noi. Da, nu știu. Uitați, aici este baia. Nu, aici este bucătăria. Aici o să mai dorm eu din când în când. Hai să bem și ceva. Mâncăm un sandwich sau bem ceva? Hai să mâncăm un sandwich, că poate sunteți curios cum se mănâncă. L-am mâncat foarte repede. Hai să bem și ceva, să vedeți cum se bea. Hai că vă place la nebunie, fraților. Deci nu uitați să vă abonați la TT, la canalul meu. În descrierea videoclipului veți găsi. Aici este baia. Stai puțin, Joey, să le arăt tovarășilor noștri apartamentul tău, să nu creadă că toate apartamentele sunt la fel, cum este casa mea. Uite, aici este holul din sufragerie, aici este zi asta unde luăm hainele și toate alea, acolo e telefonul. Așa, hai că am ieșit. Mergem încet încet să mă reeduce tovarășul meu, să-mi arate ce mai e prin oraș, să-mi facă niște prieteni de bază care am nevoie eu, cum ar fi mecanici de arme, de chestii și alea care nu sunt legale, știi? Ieșim prin spate, pe unde ieșim? Prin spate pe la garaj, da. Asta nu e intrarea principală. Așa că în descrierea videoclipului veți găsi linkul de la Facebook. Intrați pe Facebook și vedeți și dați un like la pagina mea și acolo veți vedea toate noutățile care le voi pune. Deci, acum am ajuns cu Joie, așa, suntem la garaj. Ia să vedem ce mașină are. Wow! Și aici Joie și vorbește cu noi. Zice că noi vrem să conducem. Eu am spus că vreau să conduc eu, că am mai condus în armată Jeep și nu știu ce. Și ăsta zice, Joe, stai așa că aici nu ești în armată, e zăpadă, ăsta e un Jeep, nu știu ce, nu știu ce. Ai grijă că e iarnă și trebuie să frânezi mai mult, să nu știu cum, în curbe, să ai grijă, nu știu ce. Și zice să mergem să-l vizităm pe Giuseppe. Să mergem împreună cu prietenul nostru, Joe. Giuseppe îl avem aici pe hartă. Ia uitați ce frumos, să-mi bag pula. Și știi care e șmecheria? Că merg băgate și în tuning, știi? Schimbate și alea. Tuning genul cum era pe timpurile alea, nu tuning ca pe ziua de azi. Știi, cu motor mai mare, cu matricula, poți să schimbi culorile alea. Aici bagi benzină, dacă observați, la kilometrajul de viteză, jos, jos, nu băgați de seamă bine, între 0 și 140. Acolo am lumina de, cum îi spune, de asta de ia uite mă, aveam sunetul dat încet, frate, și n-auzeam nimic. Așa, de benzinărie, știi, aici folosești benzină, trebuie să bagi benzină pentru că mașinile rămân fără benzină. Așa că, așa că am ajuns la Giuseppe, Giuseppe stă undeva prin spate, Giuseppe este un fost, nu știu ce, vechi, bătrân, veterinar, spune-mă, nu, veterinar, veteran, așa, mamă, fii atent ce mașină aici parcată, bă, ce cupe, ești nebun, hai să mergem înăuntru, așa. Asta e prima misiune care încercăm să o facem. Da, frate, hai să merg după tine, să-mi prezici și mie, tovarășii. Bă, dar ce-mi plac ăștia, parcă ar fi ca în filmul cu Mâinile Curate, cu Sergiu Nicolaescu și cu Limbă, parcă ar fi Gioia. Uite-ți-l pe Giuseppe, hei, salut, Gioia, uite, el e prietenul meu de care ți-am vorbit, este Vito, tocmai s-a întors din armată. Acesta este Giuseppe. Așa, o să luăm niște chei care putem să deschidem uși de la magazine. Uite acesta, aha, uite, a scos. Deci fii atent ce s-a întâmplat aici. Acesta este actul care arată că eu nu mai pot să, hai să luăm,
nu mai pot să mă duc în armată pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Prietenul nostru Joey a plătit pentru că este normal. Acum zice să folosim, să luăm de aici o cheie. Am cumpărat o cheie. Așa, nu știu de unde aveam bani exact. Am uitat. Așa, și îmi zice chiar să fac o probă aici la menghina asta din spate. Vedeți? Este o cheie care deschizi uși de mașini fără să spargi niciun geam, fără să te audă poliția, la fel și uși de vitrină. Op, oh, stai așa cum e, că nu mai știu. Gata. Acum când e verde trebuie să apăs să-l blochez și gata, frate. Bravo. Ne vedem, Giuseppe, mai târziu. Baftă, Giuseppe are aici niște. Închidem și ușa. Are niște șmechere pistoale așa cu nu știu cum, Eagle sau nu știu cum le spune. Ceva mai modern față de ce este pe piață normal. O să vedeți voi de-a lungul timpului. Zice să furăm Jefferson. Jeffersonul este așa și chiar stai așa că nu mai știu. Ori spargem, ori deschidem cum am învățat mai devreme acum cu cheile alea speciale. Ori putem să spargem geamul, dar poliția ne ia la ture. Hai să vedem. Mamă, fii atent ce cupe Jefferson. Hii, poliția! Deci fiți atenți, când apare așa albastru, înseamnă că poliția, gata. Dacă vedeți, uite, polițistul era pregătit, ce înseamnă asta? Dai bătaie, dai bătaie, trebuie să scăpăm din rază. Așa că, dacă vedeți, avem cătușele în dreapta și wanted, adică matricula este cunoscută, trebuie schimbată culoarea sau matricula mașinii ca să dispară zi asta de pe mașină, să nu mai fie căutată mașina. Și pentru să ne dispară astea, cătușile de mână, trebuie să ne schimbăm costumul sau îmbrăcămintea și toate alea. Încerc să scap. Dă-te, mă, dă-te, bă. Încerc să scap, dragi prieteni. Uitați aici, pe stânga este pe unde stăm noi și este un doner kebab din ăla cu hamburger și kebab. Coca-Cola și alte șmecherii. Știu că vă place, bă, nebunilor. Uite aici, deja am plecat bine. Uite, uite, poliția. Nu, 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 te rog, te rog, te rog. Deci, m-a recunoscut pentru că eram în căutare, știi? Mă căutau. Deci trebuie să scap, că poliția acum vine încoace. Și cum scap eu? O iau încolo. Deci ca să merg liniștit pe stradă trebuie să, de exemplu, în momentul ăsta nu știe, nu-mi cunoaște fața, deci mi-au dispărut cătușile, știți? Adică nu mai fac pușcărie. Numai că este că mașina a rămas în probleme. Ia, uite, poliția se duce încolo. Ei, pardon, ia uite, avem sânge pe mașină, frate. Hai să-i dăm bătaie. Și ca să nu avem probleme cu mașina, mașina trebuie băgată într-un din ăsta de mecanici, cum îi spune, într-un atelier de mecanici. Uite cum ar fi ăsta. Exact aici ne duce. Uite. E prietenul lui Joe și ne face și nouă cunoștință cu el. Uite, putem să schimbăm plăcuțele. Uite, în loc de Y, X. Vezi? În dreapta scrie License Wanted, adică e poliția pe urmele acestui număr. Așa, dăm mai jos și putem să cumpărăm acest număr. Bine, putem să scriem tot ce vrem noi, știi? Să trecem la următoarele litere, știi? Uite, bam, bam, bam. Vezi? Hai să lăsăm așa. Putem să schimbăm culoare, putem să schimbăm roți, genți, putem să punem niște desene pe ea, dar mi se pare că nu acum putem lua toate astea, putem doar unele dintre ele, nu le avem pe toate. Așa, ce trebuie să facem acum? Uite, poliția e în stânga, dacă vedeți pe mapă, este albastră, așa. Uite, acum trebuie să mergem. A, mergem cu Joey să-l vedem pe Bruschi. Bine, eu îmi iau la revedere pentru că este drum lung până acolo. Ne vedem în episodul 2 din Mafia 2 cu ce facem la Bruschi ăsta.
Și bineînțeles, nu uitați să vă abonați. Deci, să vedeți continuarea. Sper că v-a plăcut până acum. Dacă vreți să vedeți continuarea ce facem în prima misiune, abonați-vă și nu uitați să mă urmăriți. V-am pupat și ne luăm la revedere. Hai că las puțin să ieșim pe principal asta, să vedeți și voi că sunt și drumuri din astea așa gen autobenzi. Sau vă las mai curioși așa. Bine, hai că v-am pupat, numai bine. Ceau, sunt multe de descoperit aici în Mafia 2. Toată șmecheria este ține de voi, dacă vreți, vă place și mă urmăriți. Mă scuzați. Așa că v-am pupat, numai bine, ne vedem data viitoare. Hai, ceau!